În episodul de astăzi vom explora fascinantul polen de albine, un veritabil miracol nutrițional folosit ca supliment medicinal într-o mulțime de culturi pe întreg pământul timp de peste 5.000 de ani. Împreună vom descoperi bogăția de nutrienți și beneficiile aduse de consumul acestui dar prețios oferit de albine. Polenul poate fi considerat drept caviar printre suplimente, reprezentând o adevărată mină de aur în ceea ce privește nutriția și sănătatea noastră. Salutări din Chicago tuturor iubitorilor de sănătate și remedii naturiste. Sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu, loc în care veți afla o mulțime de lucruri care vă pot îmbunătăți sănătatea. De aceea, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor și lăsați comentarii cu teme pe care vreți să le abordez în episoadele viitoare. În Egiptul antic, polenul de albine era adesea folosit în alimentație și în medicină, iar această practică poate fi urmărită până în jurul anului 3000 înainte de Hristos. Polenul a cunoscut o popularitate fulminantă în anii 70-80, devenind un aliment de referință pentru sportivi, fiind adoptat cu entuziasm de numeroși atleți participanți la Jocurile Olimpice. Conține o varietate impresionantă de nutrienți și reprezintă una dintre cele mai excepționale surse de vitamine și minerale naturale. Utilizarea sa în mod corect și consecvent poate înlocui cu succes suplimentele sintetice de vitamine și minerale comerciale. Adoptând polenul de albine în regimul nostru, facilităm o absorție superioară a nutrienților, mineralelor și vitaminelor pe care le conține. Această sporită absorție a nutrienților se datorează unei complexe interconexiuni de factori, cum ar fi forma sa naturală, sinergia dintre nutrienți, complexul de enzime și cofactori și beneficiile sporite oferite de lipsa oricărei prelucrări sintetice. Mai mult decât atât, consumul în stare crudă amplifică semnificativ aceste avantaje, contribuind la creșterea impactului pozitiv asupra stării noastre de sănătate. Atunci când menționez forma naturală, fac referire la compoziția de nutrienți din polenul de albine prezentă într-o stare pur naturală, identică cu cea pe care o întâlnim în alimentele crude, pe care le consumăm fără a fi supuse niciunei modificări termice sau chimice. Această formă nealterată facilitează absorpția optimă a nutrienților de către organism, deoarece corpul nostru este perfect adaptat să proceseze substanțele naturale și mai puțin cele sintetice. Aminteam de sinergia nutrienților din polen și aici mă refer la faptul că polenul conține o varietate de nutrienți care lucrează împreună într-o manieră sinergică, interacțiune între nutrienți ce poate sprijini absorpția și utilizarea acestora. Polenul de albine conține enzime și cofactori naturali care pot facilita procesul de digestie și absorpția nutrienților în intestinul subțire. Acesta mai este și o excelentă sursă de proteine complete pentru că furnizează toți cei 9 aminoacizi esențiali de care corpul nostru are nevoie și care contribuie la menținerea sănătății și refacerea țesuturilor. Conținutul de proteine poate varia în funcție de specia de albină și sursa de polen, însă, în general, conține între 20 și 30% proteină pură de înaltă calitate. Acest aspect îl face să fie o sursă nutritivă valoroasă pentru cei care caută creșterea aportului de proteine și a obținerii unei game complete de aminoacizi esențial pentru funcționarea optimă a corpului. Aviz tuturor celor care fac sport de performanță și vor să folosească nutrienți cât mai curați cu rezultate maxime. Polenul de albine este un aliment și un supliment extraordinar de potrivit. Polenul servește ca un prebiotic natural de excepție, oferind hrană esențială probioticilor din intestin. Aceasta se datorează fibrelor solubile precum pectină și a carbohidraților complexi conținuți în polen, care sunt metabolizați de bacteriile intestinale. Împreună cu substanțele bioactive și polifenolii din polen, acești factori facilitează creșterea populației de probiotice în intestine. Acum haideți să vă uimesc cu bogăția de vitamine, minerale și aminoacizi din polenul de albine. În categoria vitaminelor, polenul este o adevărată comoară de multivitamine, conținând vitamina A, B1 tiamină, B2 riboflavină, B3 niacină, B5 acid pantotenic, B6 piridoxină, B7 biotină, B9 folat, B12 metilcobalamină. De asemenea, conține vitamina C, vitamina D, vitamina E și vitamina K. Iar când vine vorba de minerale, polenul de albine este din nou campion și conține calciu, magneziu, potasiu, fosfor, sodiu, fier, zinc, cupru, mangan, seleniu și crom. Dar hai să dezvăluim acum și aminoacizii pe care îi conține polenul. Conține leucină,
izoleucină, valină, metionină, fenilalanină, treonină, triptofan, lizină, histidină, alanină, arginină, asparagină, acid aspartic, cisteină, glutamină, acid glutamic, glicină, prolină, serină și tirosină. Așadar, polenul de albine reprezintă un adevărat tezaur de nutrienți esențial, oferindu-ne o paletă extraordinară pentru susținerea vitalității și a sănătății. Și acum să descoperim beneficiile pe care le aduce consumul zilnic de polen de albine. În primul rând, vreau să menționez îmbunătățirea performanțelor sportive, recuperarea mai rapidă după eforturi fizice intense și sprijinul în dezvoltarea masei musculare. Polenul de albine se transformă într-un aliat prețios în reglarea sistemului hormonal, datorită conținutului de fitosteroli, substanțe vegetale ce pot contribui la echilibrarea nivelului de hormoni în corp, în special în cazul tulburărilor hormonale la femei. Dar, așa cum aminteam, beneficiile sale nu se opresc aici. Bărbații, la rândul lor, pot beneficia în urma consumului zilnic de polen, deoarece anumiți compuși reduc semnificativ inflamația prostatei și sprijină funcția normală a acesteia. Carotenoizii și antioxidanții din polenul de albine pot avea un impact benefic asupra sănătății ochilor și pot ajuta la prevenirea degenerescenței maculare legate de vârstă și al altor probleme de vedere. Consumul de polen aduce o serie de beneficii, în special datorită efectelor sale antiinflamatorii și antioxidante. Acesta conține o gamă variată de antioxidanți care contribuie la contracararea stresului oxidativ și la reducerea inflamației în întreg organismul, două aspecte cruciale în prevenirea bolilor cronice și în îmbunătățirea stării generale de sănătate. Polenul are o influență pozitivă asupra sistemului imunitar, grație substanțelor bioactive și conținutului său nutritiv consistent. Aceste componente sprijină activitatea sistemului imunitar în lupta împotriva infecțiilor și altor afecțiuni. De asemenea, el contribuie la menținerea nivelului optim de hidratare a pielii și la stimularea producției de colagen și menținerea unui aspect sănătos al pielii și al părului. Consumul regulat de polen provenit din sursele locale poate contribui la reducerea sensibilității la alergenii din mediu. Acest efect se datorează conținutului redus de alergeni din polen, care acționează ca un fel de vaccin natural, pregătind sistemul nostru imunitar pentru gestionarea mai eficientă a alergiilor sezoniere. Pentru cei care suferă de alergii și doresc să utilizeze polenul ca parte a strategiei lor împotriva acestor alergii, este crucial să înceapă cu doze mici, în jur de 1 gram, crescând treptat până la doza universal acceptată de 2 lingurițe pe zi, administrate dimineața și seara. Alte beneficii ale consumului zilnic de polen de albine includ îmbunătățirea digestiei, susținerea sănătății inimii, promovarea sănătății sistemului nervos, reglarea nivelului de zahăr din sânge, detoxifierea și eliminarea metalelor grele, întărirea oaselor, sprijinirea funcției renale și susținerea sistemului respirator. De-a lungul a peste 2000 de ani, polenul a fost cunoscut pentru contribuția sa în susținerea fertilității, deoarece anumite substanțe din polen pot îmbunătăți sănătatea sistemului reproducător. Este cunoscut faptul că suplimentarea zilnică cu polen contribuie la reglarea apetitului și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Aportul zilnic de minerale, vitamine, aminoacizi, enzime și nutrienți care sunt integrați în polen ne ajută să controlăm poftele și apetitul exagerat, adesea cauzate de carențe de vitamine, minerale, aminoacizi și proteine din alimente, mai ales în cazul meselor sărace nutrienți, cum ar fi pâinea, produse cu făină și orez. Absența nutrienților esențiali determină creierul să transmită continuu semnale de foame, încercând să compenseze deficiențele nutriționale, dar în absența acestor substanțe în alimente, apetitul rămâne activ și poate să instaleze riscul de obezitate. Polenul conține fosfolipide și grăsimi sănătoase, sprijinind astfel sănătatea creierului. De asemenea, aportul de compuși antiinflamatori din polen contribuie la menținerea sănătății articulațiilor. De-a lungul timpului, polenul a fost cunoscut pentru beneficiile aduse sănătății ficatului. Anumite substanțe din polen pot susține detoxifierea ficatului și menține sănătatea acestui organ vital.
Cei afectați de insomnii pot experimenta îmbunătățiri semnificative în calitatea somnului prin consumul regulat de polen. Acesta se datorează compușilor săi relaxanți care pot genera efecte antistres și induce o stare de liniște. Mai mult decât atât, polenul contribuie la susținerea sănătății vaselor de sânge, la îmbunătățirea aspectului unghiilor și la reducerea simptomelor asociate menopauzei. Și nu în ultimul rând, acesta susține sănătatea glandei tiroide. Eu personal consum zilnic 3 lingurițe de polen de albine, iar pentru a mări absorpția nutrienților, îl combin cu miere de albine și las 30-40 de minute pentru a se desface microsăculeții în care polenul a fost recoltat de albine și granulele vor începe să se desfacă lent în mierea de albine. Dacă urmați o dietă ketogenică, este recomandat să renunțați la mierea de albine și să diluați polenul într-o mică cantitate de apă. Acum, pentru că ați aflat compușii extraordinari aflați în polenul de albine, compuși precum minerale, aminoacizi, enzime, flavonoizi, cofactori și alte substanțe esențiale pentru sănătatea organismului, sper că în viitor, atunci când veți cumpăra multiminerale sau multivitamine, să vă gândiți de două ori înainte dacă veți alege să optați pentru un produs sintetic sau pentru un produs natural oferit de albine care nu prezintă riscurile de efecte adverse care adesea vin la pachet cu multe suplimente produse în laboratoare. Nu sunt apicultor și nu încerc să fac reclamă vreunui apicultor, însă cunosc din copilărie de beneficiile remarcabile ale polenului. Iar de aproximativ 15 ani consum între 3 până la 3 kg jumătate de polen anual. Însă studiile care le-am făcut în ultimele 3 săptămâni în acest domeniu mă determină ca în viitor să folosesc mai mult polen în loc de alte suplimente farmaceutice. Sper ca toate aceste informații să ajute pe cât mai mulți dintre voi, dragii mei români de pretutindeni, să fiți mult mai sănătoși, mai puternici și mai smart și să vă bucurați de sănătate din belșug până la adânci bătrâneți. Dacă încă nu ați urmărit vlogul pe care l-am făcut despre mierea de albine și beneficiile ei, dați click pe videoul din imagine pentru a afla mai multe despre beneficiile consumului de miere de albine naturală. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest video și pentru mesajele dumneavoastră. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă încă nu sunteți abonați. Până data viitoare, vă salut, vă respect și vă transmit sănătate maximă. Pe curând!